În luna februarie, numărul total al operațiunilor vamale derulate la biroul vamal de frontieră Sighet a înregistrat o creștere de 47% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a constatat o creștere semnificativă a valorii mărfurilor exportate cu 128% comparativ cu aceeași perioadă din 2018. Principalele mărfuri importate în luna februarie au fost semifabricate din lemn, cherestea, panouri fibrolemnoase, precum și anvelope, părți din scaune, ori țesături pentru tapiserie. Principalele mărfuri exportate în luna februarie au fost elemente lamelare stratificate și date din lemn, parchete, jar, traverse din lemn pentru căi ferate, mobilier din lemn, mașini de tipărit offset, mașini de măsurat burghie, șuruburi piurite șaibe, droage, frize din lemn. Exporturile au fost evitate în principal către Elveția, Serbia, Israel, Belarus, Mexic, Federația Rusă, Turcia, Republica Moldova. A fost emis un număr de 151 de chitanțe vamale pentru bunuri puse în liber circulație în România, total sumă încasată 6.382 lei. În cadrul oficiului postal Sighet a fost dăunuit un număr de 440 colete poștale, susținute din afara teritoriului Uniunii Europene, precum și 36 colete de export. Control vamal ulterior. În luna februarie 2019 au fost efectuate 8 controle vamale ulterioare, în care un control în baza programului de activitate trimestrială și 7 controle în baza ordinilor de control emise de șeful biroului vamal. Au fost efectuate în cadrul controlului și reverificate 19 declarații vamale de import, fără a se constata încălcarea normelor legale în vigoare. Drepturi vamale constatate și încasate. În total, venituri încasate în luna februarie 2019, suma de 81.910 lei reprezintă încasări din arierate. S-a prezentat, rezultă și o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, 11%. Analize de risc. În vederea efectuării analizei de risc și a controlului vamale specifice, în cursul lunii februarie 2019, la nivelul biroului vamale de frontieră Sighet, au fost introduse în aplicație destinate analizei de risc un număr de 54 de informații de risc. Așa, 27, au avut loc 261 de controle vamale, 27 de controle documentare, 24 de controle fizice asupra mărfurilor importate, exportate, 185 controle vamale specifice, prin activităților de control vamal fizic, antidrog și prosim regim special, 46 controle ca linia antitabac, 34 de controle cu aparatură de control, 150 controle amănunțite asupra mijloacelor de transport, respectiv la rampa de control. Au fost identificate 21 de fraude vamale, fraude cu tutun, contrabandă cu țigări și neîndeplinirea obligațiilor comisionarului vamal, fiind confiscate peste 28.000 de pachete de țigări, peste 150 de kilograme produse de origine animală, carburant și medicamente. În ceea ce privește combaterea fraudei vamale și fiscale, în cadrul activității de control vamal și în urma derulării acțiunii de control ulterior și reverificare a declarațiilor vamale, s-au constatat și s-au identificat 21 de fraude vamale. În ceea ce privește fraude produse tutun 16, contrabandă produse tutun 4, neîndeplinirea obligațiilor persoanelor fizice 1. S-au întocmit 16 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, s-au aplicat amenzi în cuantum total de 9.000 de lei, s-au confiscat 590 bucăți țigarete, 157,58 produse kilograme de produse de origine animală, 20 litri de motorină, 940 de comprimate, foc, fiole, medicamente. S-au întocmit decizii de regularizare a situației 7, suma de încasată totală, așa cum am spus, 94.173, s-au restituit suma de 1.328 lei. În ceea ce privește traficul de călători și traficul auto, luna februarie, punctul de trecere a frontierei Sighet cu Armația a fost transitat de 73.241 călători și de 11.849 mijloace de transport. Volumul traficului de călători a înregistrat o creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce privește traficul auto, înregistrăm o scădere cu 14%. Ca și cazuri semnificative din activitatea supraveghere și control, în 12 februarie 2019, în jurul orei 19, în urma unui control vamal fizic amănunțit efectuat asupra unei auto utilitare marca Sprinter, s-au descoperit cu ajutorul endoscopului marca Stanley, aflat în dotarea biroului vamal, 27.580 pachete de țigarete de proveniență ucraineană.
Țigările descoperite au fost ascunse în pereții laterali și în plafonul autovehicului, în interiorul ușilor din spate și în ușa laterală, precum și într-un lăcaș confecționat artizanal prin dublarea peretelui despărțitor dintre compartimentul de călător și cel de marfă. Valoarea în vamă a țigărilor sustrase la control vamal, fiind în cuantum de 55.556 de lei, Biroul Vamal de Frontieră Sighet a formulat o plângere penală privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă prevăzută și pedepsită articolul 270, colaborat cu 275 din Codul Vamal al României. Sesizarea a fost înregistrată la parchetul pe lângă judecătoria Sighetul Marmației cu dosarul 137/2019. Acesta a fost un caz mai semnificativ în activitatea colegilor de la Biroul Vamal Sighet în luna februarie.